Adeseori cărarea mea e o cale de durere, e o cale de încercare grea, dar am și mânecuier pe ea, căci Domnul-mi dă putere. Căci ore și cât de trist aș fi, când simt a lui putere, eu nu mă tem de niciun rău, căci El e Dumnezeul meu și alina mea durere. Atunci când toți m-au părăsit, chiar prietenii pe cale, eu m-am rugat lui Dumnezeu să mă ajute tot mereu și să-mi dea răbdare. Să pot să iert și să iubesc vrăjmașii întotdeauna, căci doar așa voi birui și pentru tot ce voi sluji eu voi primi cununa. Un singur prieten mi-a rămas și la necaz un frate, la el vin cu amarul meu, căci el e fiu de Dumnezeu și m-a scăpat de moarte.